sper să fie că 3 puncte, ne dorim foarte mult. Cel mai important pentru noi este să nu facem pași greșiți, să ne atingem noi obiectivul în fiecare partid, adică să câștigăm cele 3 puncte și sigur că după aceea trebuie să vedem ce fac și ceilalți adversari cu care luptăm pentru titlu și dacă fac pași greșiți, e bine pentru noi, dar noi e important să nu facem pași greșiți. Este bine că ce, Dinamo joacă principala contra candidată la titlul CSR-ului, joacă întotdeauna cu o etapă înainte cu echipa cu care urmează să joacă. Nu e bine, pentru că atunci când câștigă Dinamo, după aceea echipa care pierde joacă mai bine de obicei ca să compenseze înfrângerea din partida precedentă și nouă ne este mai greu. Dar și dacă n-ar fi așa, oricum toate echipele care joacă cu noi se concentrează pentru că joacă cu echipa care este cea mai mare performeră a ultimilor ani în campionat și joacă cu noi ca și cum a jucat cu Steaua sau cu Dinamo, e normal și se concentrează la maxim toți jucătorii și toate echipele. Da, a pierdut Oțelul și sigur că sunt 3 puncte importante care ei nu le-au luat și sigur că noi câștigând s-a mărit ecartul față de ei, ceea ce pentru noi este bine. La fel și Rapidul, care a rămas la 4 puncte în spatele nostru. Așa cum a spus încă o dată, important e ca noi să câștigăm fiecare partidă și să așteptăm momentul când o să trecem pe locul întâi. Vor mai fi astfel de surpriză în Gigante? În mod cert, surpriză de fotbal tot timpul, niciodată nu ești învingător dinainte, trebuie să muncești mult, să obții șansă și să câștigi. O Cluj a încurcat Rapidul, vă așteptați să încurceți și Steaua? Da, când a dat o Cluj gol, era cu Răzvan Zafirul, de așa se uitau în doi în sus și erau niște persoane străine și s-au mirat când au văzut. Și a fost o reacție firească, ne-am bucurat pentru că în loc să fie 2 puncte față de Rapid, sunt 4 puncte și normal că ne-am bucurat. La fel ne-am bucurat și dacă noi am câștigat în primul rând în deschiderea etapei cu Mediașul și dacă un Cluj ar bate pe Steaua, pentru noi ar fi perfect. V-ați fixat un obiectiv până la Paște? Nu fixez obiectiv până la Paște. La Paște îmi fixez să mănânc un drop de miel, că îmi place și sigur că oricând, dacă ajungem pe locul întâi și să facem pași găsiți, e foarte bine. Cofii înainte de Paști, cofii după, cofii chiar de Paști, nu are importanță. Ați avut o oaspete de seamă ieri? Da, într-adevăr a fost bine, a fost o surpriză foarte mare și a fost neașteptată pentru că cine l-a adus a sunat din Italia înainte cu o zi și i-a dus lui Răzvan Zafir, mâine sosesc cu un avion privat, la ora 10 și ceva la aeroportul din Cluj și venim cu Johnson. Răzvan m-a spus pe mine, vine mâine Morris, nici nu mi-a spus că vine cu oarecare Johnson. Și de la aeroport mă sună Răzvan, știți cu cine e, cu Ben Johnson. Și am fost nepregătit puțin pentru că a fost vina celui care l-a sunat, n-a spus Ben Johnson ca să știm cine e. Eu chiar am aflat numai în ziua când am venit, dar până la și bine, a fost o vizită reușită, s-a simțit foarte bine în Cluj și sunt convins că în 3-1 lună o să revină, mi-a și promis aseară că va reveni. E într-adevăr o mare personalitate a sportului mondial, este foarte modest, ceea ce mai impresionat modestia lui și are așa o cumințenie, este foarte la locul lui și cu minte, așa, în adevărat un sens al cuvântului. M-aș vrea să fie mai puțin mai arogant, mai cu nasul pe sus, fiind un multiplu campion și recordman și a fost într-adevăr o figură legendară a atletismului mondial. A fost extrem de simpatic, crezând că Hagi și Popescu sunt jucători la CFR. Da, păi el nu știe foarte mult despre fotbal. Sigur că a avut tot felul de episoade și el în viață o să scoată o carte foarte interesantă autobiografică, se va lansa probabil și la Cluj acea carte, asta am stabilit printre altele ieri. Și de asemenea, probabil că se va face și deja sunt Hollywood este interesat să facă un film, un scenariu după cartea pe care autobiografică pe care a scris-o el. Probabil că o să fie interesant pentru că a avut și el episoade interesante în viața lui de sportiv și nu numai care poate merită un scenariu de film și cartea lui și viața lui merită cinstită și să fie luată de exemplu și partea bună și partea mai puțin bună pe care a traversat-o. Dar oricum este o mare, mare figură a sportului mondial și am fost onorat că a fost prezent la noi în Cluj ca oaspet. El de altfel are un contract de colaborare cu acea școală internațională de fotbal. Antrenează, a făcut programe de prevedere fizică pentru toate grupele de vârstă și chiar antrenează personalul
la fiecare vocație, pentru că școala are 6 filiale pe toate continentele, inclusiv în Thailanda și în Canada, în Australia, mai multe, în Mexic, în Italia, așa mai departe. Și se ocupă și personal de antrenarea copiilor. Tinerii iubesc foarte mult oameni pentru că este o legendă a sportului și oricine se uită pe internet are ce să vadă la CV-ul lui. Și așa ca picantier, ați văzut că l-a antrenat și pe Maradona în perioada când a avut probleme cu drogurile și s-a reapucat după aia de formă și s-a îngrășat, el s-a ocupat de el și l-a alergat și l-a slăbit și l-a făcut să fie în formă să poată să mai joace fotbal, să-și mai continue care era momentare. Asemenea s-a ocupat de fiul lui Gaddafi, care a jucat fotbal la Perugia și în Italia, la un moment dat. Sunt lucruri foarte interesante din biografia lui. Evoluția lui Pedro, aici mai târziu în Ingole, te apropie de ceea ce vă așteptați de la acest jucător? Da, am avut răbdare foarte multă. Deci noi suntem un club care deja am învățat multe lucruri și avem răbdare și vorbim puțin și asta este foarte bine. Am avut răbdare cu Maftei, am avut răbdare cu capitanul și răbdarea noastră a dat roade foarte multe și bune și sunt foarte mulțumit de cum s-a prezentat capitanul, spus și Maftei. Am avut răbdare și cu lui Pedro, care a venit după o perioadă în care n-a jucat, a fost un mare talent al fotbalului portughez și acum a început să joace la valoarea lui, să confirme că a avut o statistică în ziar de sport, că a dat foarte 80% de pase reușite, cele mai multe dribling, nu știu, 7 sau 8 și așa mai departe. E un jucător care ne va ajuta foarte mult în acest retur și campionat și sper ca și cu ajutorul lui și cu întregii echipe să ne atingem obiectivul acela de a fi campionat. Edison Ciu revine în poartă, poate de a... Nu știu cine va apăra, dar Edison Ciu este în formă foarte bună, la fel și Mincă. Și Mincă a apărat bine în partidele în care a fost folosită în oficiale și în partidele amicale. Cred că este foarte greu antrenor să aleagă cine va fi titular în poartă în meciul cu Mediașul, dar cine va fi, sigur va apăra bine, pentru că sunt în formă toți. Acum, într-adevăr, avem trei portari de valoare foarte bună, sunt în formă și merită este și lui Daniel Tudor, care antrenează foarte bine. N-ați mai vins la Mediaș de mai bine de 5 ani, de Fiore și tot? Nu, nu e de Fiore, ce-mi pare mie rău și a făcut o glumă și aseară la emisiune, că am zis că tot aș fi vrut și eu cu Ghirea de Egoaie să-l închiriez pe Zaharia, dar tot n-am apucat că ne-a luat Dinamo înainte și probabil că nu o să ne fie mult mai greu, asta e o glumă. E un meci greu, sigur că și Mediașul pierzând cu Dinamo ca și în tur, înainte au văzut cu 5-2, acum cu 2-0, o să se simtă datori spectatorilor și orgolilor este rănit și vor încerca să câștige cu noi și vor juca și se improvizi mult mai bine împotriva noastră. Va fi o partidă grea, dar eu zic că o să o câștigăm. Amânarea în dosarul transferurilor, credeți că o decizie finală în cazul dosarului transferurilor, în cazul valizar, schimba ceva în fotbalul românesc? Depinde cum va fi. Important e că acum e primatul exact cum a vrut despre o partidă la pauză sau minutul 20. Nu e prea bine să vorbești în totul sau la pauză, să așteptăm finalul și atunci. Deocamdată sunt niște propuneri ale procurorilor, la judecătorii judecă și o să spună părerea. Și când va fi, sigur că după aia mai sunt și căi de atac, probabil, și când va fi definitiv, atunci e bine să vorbim. Dar trebuie să se dea un exemplu? Acum în România se tot dau exemple și, din păcate, foarte mult zorile de cătușe pe la televizor și crime și care vin fac recursii.